Deschidem Bibliile la 1 Corinteni, capitolul 12, de unde am să citesc toate darurile Duhului Sfânt, dar în seara aceasta vorbim despre prorocie. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 8 la 11. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia. Altuia deosebirea duhurilor. Altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. În seara aceasta, pe scurt și sumar, doresc să abordăm subiectul care este programat și am să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre prorocie și proroci. Ăsta e subiectul pentru seara aceasta. Este un subiect foarte complex, e imposibil ca să explicăm sau să ne ocupăm de toate aspectele lui într-un timp relativ scurt. Este și un subiect controversat oarecum în bisericile creștine în zilele noastre, nu așa de mult în Biserica Pentecostală, dar și în Biserica Pentecostală cel puțin parțial. Dar este un subiect biblic, este un subiect practic care trebuie abordat, trebuie analizat, trebuie prezentat și ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă bine prin abordarea acestui subiect, să ne întărească în credință, să ne apropie mai mult de El, să ne punem încrederea numai în El. Și în același timp ne rugăm ca prorocia să rămână și să fie o parte integrantă din viața spirituală a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Pentru început, o simplă analiză a termenilor. În limba ebraică, în Vechiul Testament, termenul pentru văzător este rah, care se traduce prin a vedea. Iar termenul pentru proroc este nabi, care se poate traduce ca un om inspirat. Vechiul Testament vorbește despre văzător și despre proroci, cum ar fi 1 Cronici 29:29, care spune așa: faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel văzătorul. Despre Samuel aici se spune că este văzător, deși că el a fost proroc și a fost și proroc și văzător, dar aici este prezentat ca și văzător, și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad. Deci și proroc și văzător. Prorocul fiind omul care are cuvintele lui Dumnezeu, și o să revenim. Câțiva din profeții Vechiului Testament sunt Avram, Iacov, Moise, Isaia, David, Solomon, Ilie, Elisei, Iov, și lista ar continua. Ultimul din Vechiul Testament, ultimul proroc este Ioan Botezător. Ioan Botezătorul. Cu el se încheie Vechiul Testament și cu Domnul Hristos începe Noul Testament. De asemenea, 16 cărți din Vechiul Testament sunt denumite după numele profeților, a prorocilor, cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. Cuvântul profet sau proroc provine din limba greacă pentru noi, în Noul Testament, cuvântul profeteis, și se referă la interpret sau purtător de cuvânt. Interpret sau purtător de cuvânt. Purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, dacă este prorocul lui Dumnezeu. De ce spun unii că prorocia s-a încheiat? Sunt biserici, chiar nou testamentale,
Nu cred că în cultul penticostal și între oamenii care cred în umplerea cu botezul cu Duhul Sfânt și între cei care acceptă botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, dar în celelalte biserici consideră că prorocia, darul prorociei s-a încheiat. Au un argument, dar nu este suficient. Argumentul ar fi contextul de atunci vis-a-vis de contextul de acum. Atunci, de exemplu, în biserica din Corint, și numai în biserica din Corint, în celelalte biserici, oamenii nu aveau la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, revelat, scris. Ei n-aveau Noul Testament. Deci ei n-aveau învățătura scrisă, care conține adevărul despre mântuire și dă instrucțiuni despre viața cotidiană, despre viața de zi cu zi. Ei nu aveau atunci, în vremea în care s-a scris Noul Testament, ei nu aveau acest cuvânt. Și când se adunau frații împreună, imaginați-vă, frații din Corint se adunau împreună, dar nimeni nu zicea, ia Biblia și citește. Noi asta facem, noi când ne strângem, ne strângem în jurul cuvântului, avem cuvântul. Ei nu aveau acest cuvânt. Aveau poate acces la anumite cărți din Vechiul Testament, dar din Noul Testament nu aveau acces decât la scrisorile personale care le-au fost scrise de către apostoli sau de către scritorii epistolelor. Deci resursele erau foarte limitate. Și atunci poporul lui Dumnezeu se aduna împreună, trebuia să aibă părtășie împreună, cântau, se rugau și predicau. Ei, dar în contextul acesta, ce să spui? Cât să spui? Era o foarte mare nevoie ca Dumnezeu să inspire proroci și profeți care să se ridice și să aducă învățătură. De aceea, în 1 Corinteni 14 cu 3 și 4, se arată ce trebuie să facă un proroc. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Deci era o nevoie acută ca oamenii să aibă cuvinte de inspirație, cuvinte primite din partea lui Dumnezeu, ca să le vestească poporului, pentru că resursele lor de inspirație din acest cuvânt erau foarte, foarte limitate. Ăsta ar fi argumentul, dar e parțial. Am înțeles, da, contextul este diferit. În Noul Testament și în biserica primară nu avea Noul Testament, deci era nevoie mai mult de o vorbire inspirată direct de la Dumnezeu, pentru că n-aveau această resursă, dar asta nu înseamnă că prorocia s-a terminat. Pentru că atâta vreme cât există Biserica lui Hristos, atâta vreme cât există Duhul Sfânt care lucrează în Biserica lui Hristos, Duhul Sfânt este cel care împarte daruri. Când le împarte, la cine le împarte și cum le împarte, asta e lucrarea Duhului Sfânt, asta nu ne aparține nouă. Dar ce este cert e că Duhul Sfânt, adică Duhul lui Dumnezeu, lucrează în Biserica lui Hristos. Și prorocia este un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Asta e, ar fi prima definiție simplă pe care aș da-o în seara aceasta despre prorocie. Dacă vrem să răspundem la întrebarea ce e o prorocie, este un cuvânt inspirat, este un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Profetul fiind purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu sau cuvântului divin. Nu trebuie neapărat să conțină descoperiri de taine sau prevestirea viitorului. După definiția din 1 Corinteni 14, 3 și 4, nu arată că ar trebui neapărat prorocia să conțină descoperiri de taine sau prevestirea viitorului. Asta e prima dimensiune a prorociei. Citesc din nou. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Deci este o vorbire
inspirată de la Dumnezeu, care aduce zidire, sfătuire și mângâiere. Am înțeles și înțeleg argumentul pe care îl folosesc unii, dar predicatorul ce face? Predicatorul, păstorul, nu asta face. Nu vorbește oamenilor spre sfătuire, zidire și mângâiere? Nu vorbește din cuvânt? Atunci de ce ar fi nevoie încă de o altă vorbire în plus care să te învețe același lucruri? Deci am înțeles acest argument și eu sunt foarte direct în subiectul acesta pentru că suntem suficient de maturi, avem suficienți ani la credință ca să-l putem aborda. Am ascultat oameni și am auzit care au spus ce prorocie aceea care zice pocăiește-te poporule și întoarce-te cu fața spre mine, sfințește-te pentru că eu te binecuvintez. Au zis unii, ce prorocie ar fi asta? Păi prorocie e că e o vorbire inspirată de la Dumnezeu care cheamă poporul la pocăință. Bine, dar predicatorul și păstorul nu face același lucru? Ba da, același lucru. Tot ce face Duhul Sfânt este pentru zidirea, învățătura și îmbărbătarea poporului lui Dumnezeu. Deci nu e absolut nimic greșit cu o prorocie să nu conțină descoperire și să nu conțină prevestirea viitorului, ci să fie doar o vorbire inspirată, chemată de Dumnezeu înspre pocăință. Asta e o latură, o dimensiune a prorociei. Dintotdeauna am crezut lucrul acesta, deși că m-am bucurat mai mult dacă Dumnezeu a descoperit. Și asta e a doua latură. A doua dimensiune a prorociei este un cuvânt care vorbește despre ceva ce nu s-a întâmplat încă sau care descoperă lucruri ascunse. Ne bucurăm mai mult, pentru că așa suntem noi oamenii, de o prorocie care conține lucruri ascunse sau care prevestește viitorul. Și pe bună dreptate, pentru că prorocia are și această conotație, poartă această încărcătură cu ea. Prorocie înseamnă și prevestirea viitorului sau descoperirea de lucruri ascunse, că prorocia lucrează împreună cu alte daruri ale Duhului Sfânt care aduc zidire bisericii. De aceea, tot în același pasaj, 1 Corinteni 14, versetul 25, despre prorocie, iată ce spune Pavel. Tainele inimii lui, acelui necredincios, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru, 1 Corinteni 14:25. Deci este posibil, în cadrul prorociei, un cuvânt inspirat să descopere tainele inimii unui om, omul acela să prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să cadă cu fața la pământ, să se întoarcă la Dumnezeu și să slujească Domnului. Sunt convins că cunoaștem în viața noastră cazul de genul acesta. Poate chiar unii dintre noi sunt aici persoane care au intrat într-o adunare și așa au venit la pocăință. Așa le-a vorbit Dumnezeu. Cunosc nenumărate cazuri. Și dacă ar fi pe scurt să-l povestesc unul pe care l-am trăit eu în cercul nostru de tineri, cred că și fratele George Ciurda și fratele George Lazan își aduc aminte de biserica din Sârbi, în ziua în care Liviu s-a întors la încheierea slujbei. E povestea lungă, dar eu scurtez în câteva fraze. La încheierea slujbei, o soră din biserică a prorocit în timpul rugăciunii sau după ce s-a încheiat rugăciunea și a prorocit tânărului care era împreună cu noi. Noi toți ceilalți eram pocăiți, eram parte din grup. El s-a adăugat grupului. El a venit împreună cu noi de acasă, de la el înspre Baia Mare. Ne-a rugat să luăm și pe el cu noi. Și era împreună cu noi. Și Domnul spune așa, ascultă-mă tânărule care te-a lipit de grup. Deci tânărule care te-a lipit de grup, uită-te în viața ta, uită-te în inima ta, uită-te în trecutul tău și vezi-ți viața și păcatele tale care sunt multe. Astăzi te iert dacă te întorci la mine și te pocăiești. Și Liviu plângea, se scuturau hainele pe el, cum plângea înaintea lui Dumnezeu, spunea, Doamne, mă pocăiesc. Și din ziua aceea,
Liviu s-a pocăit și a fost împreună cu noi și acum e în America și locuiește, cred că, încă în Atlanta și ne mai vedem, ne mai salutăm din când în când și ne bucurăm. Ăsta e un caz la care noi am fost martori și am zis, da, Dumnezeu poate să lucreze în felul acesta și un mod extraordinar în care lucrează. Cunosc un alt caz pe care și pe ăsta îl scurtez, în care fratele Palincaș, Vasile, mi l-a povestit, în care din familia lui, în care tata a mers la biserică, dar s-a certat cu mama. Soțul s-a certat de numai, duminică dimineața. S-a certat, nevasta nu mai vrut să meargă la biserică. Că n-a, s-a enervat și, nu, acum ce bună mi-e biserica, după ce mă duc? El a zis, auzi, dacă așa îi, tu rămâi la biserică, și eu tu rămâi acasă și eu mă duc la biserică. El și-a luat haina, clopul și-a plecat la biserică. O ajuns la biserică, dar biserica, două camere, un antreu și biserica. Și el a intrat în antreu. Ăsta este caz real pe care îl cred că mi l-a descris persoane care l-au trăit. A intrat în antreu, cum ar intra în hol, dar cu ușile deschise. Imaginați-vă, la biserică, intră cineva, biserica e ariplină și sunt mai mulți oameni în hol, în antreu. El a intrat pe hol, biserica era în rugăciune, că și el a întârziat, că cearta îți ia din timp, nu te ajută să ajungi la timp la biserică. A intrat în biserică, dar în holul bisericii, în antreul bisericii, s-a pus pe genunchi în timpul rugăciunii. În timpul rugăciunii, fraților, din biserică, un proroc începe să rostească și spune, ascultă-mă, bărbatule, care ai intrat în casa mea și ai lăsat nevasta acasă supărată pentru că te-ai certat. Du-te acasă și împacă-te cu nevasta. No, fraților, ce-o făcut fratele ăsta? Dar nu știu nimeni cine-i, fraților. El s-a ridicat repede, nici nu s-a terminat rugăciunea. S-a ridicat repede și a plecat. Nu a fost făcut de rușine, dar el după aceea a mărturisit. Dar nu a fost făcut de rușine. Frații din adunare, cine-i? Ce s-a întâmplat? Nu au știut alții, dar au știut el. Și el a putut să mărturisească după aceea. Da, prorocia poate să conțină descoperiri. Prorocia poate să conțină revelații despre viitor. E adevărat că există și limite ale prorociilor în zilele noastre. Limitele ar fi următoarele. Prorocia nu înlocuiește și nu adaugă la Scriptură. Prorociile din zilele noastre nu înlocuiește și nu adaugă la Scriptură. Am auzit că sunt unii care au pus pagini, le-au lipit la Biblie cu anumite prorocii. E o exagerare. Nu-i rău să ai prorocia scrisă undeva. Că și eu mai am unele mai importante, le port de când am fost copil și am văzut cum s-au împlinit după 20 de ani, după 10 ani, după mai mulți ani. Le-am văzut cum s-au împlinit. E bine, dar prorociile din zilele noastre nu sunt Scriptură, nu adaugă la Scriptură și nu înlocuiesc Scriptura. Apocalipsa 22, 18 la 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga la urgiile scrise în cartea aceasta. Dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Nimeni nu vrea să fie vinovat. Orice lucrare o facem, o facem prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Mai mare decât noi toți este cuvântul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Noi revelăm, noi respectăm și ne plecăm înaintea acestui cuvânt. Cuvântul întrupat e în cer, e Fiul lui Dumnezeu și cuvântul scris e aici pe pământ între noi în Scriptură. Apoi, prorociile și prorocii se subordonează Scripturii și conducere bisericii. Cineva ar zice, dar de ce? Și Biblia spune că Duhul prorocului este supus prorocului. Nu Duhul lui Dumnezeu. Nu Duhul lui Dumnezeu nu-i supus prorocului.
Duhul prorocului este supus prorocului, dar ce legătură este? Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Duhul prorocului. Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Duhul prorocului. Și Duhul prorocului este supus prorocului, adică dacă prorocul vrea să tacă, el poate să tacă și să primească descoperirea de la Dumnezeu, să-și o noteze în minte sau chiar să o scrie și să o transmită cândva mai târziu. Asta ar însemna. Dar nu numai că omul primește și o transmite, prorocul, din cauza aceasta, poate să greșească în interpretarea sau expunerea mesajului primit. Vă rog să fiți atenți aici și să nu fiu judecat înainte de a înțelege ceea ce vreau să spun. Prorocul, ca om, poate să greșească în interpretarea sau în expunerea mesajului primit. Adică poate să exprime greșit sau să înțeleagă greșit inspirația sau descoperirea primită. Poate chiar să fie confuz. Lucrul acesta l-am văzut de-a lungul anilor. Poate să ia o parte din mesajul lui Dumnezeu și să pună lângă el ce mai crede el și să iasă altceva. Lucrul acesta se poate întâmpla. Nu pentru că Dumnezeu greșește, nu pentru că Duhul Sfânt greșește, ci pentru că omul poate să greșească. Omul nu este infailibil. Dumnezeu e infailibil, cuvântul lui Dumnezeu scris este infailibil. Dar cuvintele noastre, că ești păstor, că ești predicator, că ești proroc, orice ai fi, noi nu suntem infailibili, noi s-ar putea să greșim. S-ar putea să greșim în interpretare. A primit prorocul un mesaj și nu înțelege 100% și transmite poate un alt mesaj. El poate să greșească. Deci, de aceea, eu personal am spus de-a lungul anilor și mi-am păstrat opinia până în ziua de azi, chiar dacă un proroc greșește, nu trebuie luat și aruncat la lada de gunoi. A greșit un proroc, n-a greșit Duhul Sfânt. Că știu că unii zic că a greșit Duhul Sfânt. Nu, a greșit omul. Omul poate să greșească. A avut o zi mai grea. Sunt multe motive pentru care un om poate să greșească. Now, pericolul este că unii oameni cred că Dumnezeu a greșit când a vorbit un proroc. Dacă a greșit păstorul, îmi predică, zice, mă, păstorul a greșit. Dar dacă a greșit prorocul, zice, Dumnezeu a greșit. Și atunci ce fel de Dumnezeu e ăsta? Ce Dumnezeu e ăsta unde am auzit o prorocie care nu corespundea Scripturii, nu corespund Scripturii? Sau am auzit o prorocie care nu s-a împlinit? Ce fel de Dumnezeu e ăsta? Pune pe seama lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu vinovat pentru greșelile oamenilor. Noi suntem chemați să acceptăm și să ne rugăm dacă cineva greșește, indiferent de cine ar fi, omul poate să greșească. Și dacă cineva greșește, poate trebuie mustrat, poate trebuie oprit, poate trebuie învățat, poate trebuie mai multă răbdare, poate trebuie mai multă pocăință, dar omul se poate corecta și se poate îndrepta. Și poziția asta trebuie să rămână în continuare, pentru că prorocul a putut să greșească. Nu mă refer la prorocul care vorbește din îndrăzneală, dar până la urmă, nici acela nu-i de lepădat. Că și acela a făcut o greșeală. Și acela poate să fie oprit. De asta am spus că prorociile și prorocii se subordonează Scripturii și conducerii bisericii. Pentru că sunt proroci care pot să vorbească din îndrăzneală. Deuteronom 18:22. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăsneală, să n-ai teamă de el. Îi posibil cineva să vorbească din îndrăsneală. E posibil cineva să vorbească din greșeală. Acolo, de aceea, există autoritate în biserică, pentru ca biserica, conducerea, păstorul, să poată să spună, te rog frumos, nu proroci. Lucrul ăsta se face foarte rar. Nu știu dacă degetele de la o mână în 30 și ceva de ani, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta de 3 ori sau de 4 ori, dacă s-a întâmplat. Și nu știu dacă s-a întâmplat vreodată public, nu țin minte.
Dar s-a întâmplat de vreo două ori, cel puțin, cred că două ori, s-a întâmplat în particular, în care a trebuit, din cauza vieții și din cauza că persoana nu se califica pentru ca să prorocească, așa cum un predicator, nu orice om care dorește să predice poate să predice. Nu orice om care dorește să fie diacon sau presbiter sau păstor se califică să fie. De aceea există o conducere, de aceea există membri în biserică care votează, care spun părerea. Ce fel de om este omul ăsta? La fel este și în cazul prorociei. Cineva trebuie să analizeze, să spună, persoana asta are o viață corespunzătoare pentru ca să prorocească? Cineva va zice, dar de ce să se facă lucrul ăsta? Păi trebuie să se facă, pentru că dacă vine un om mai slab în credințe sau vine un om dintr-o altă biserică, un om care cunoaște persoana aceea, care cunoaște viața și spune, ăla-i proroc? Ăla-i proroc la voi în biserică? Persoana aia prorocește la voi în biserică? Se descalifică lucrarea de prorocie, exact cum se descalifică lucrarea de pastorație, exact cum se descalifică lucrarea de predicare. Dacă oameni care nu sunt chemați sau dacă oameni care n-au viață morală, fac lucrarea lui Dumnezeu. Se descalifică și nu se zidește, ci strică. Și din păcate ăsta este un motiv pentru care unii nu mai acceptă sau nu mai cred. Și eu nu-i condamn așa de mult, dar i-aș sfătui pe cei care nu mai acceptă sau nu mai cred. Că mai sunt unii care spun, eu nu mai cred în prorocii. Sau eu nu mai accept prorocii. Sau pentru mine prorociile nu mai au mare valoare. Și dacă îl întreb de ce, omul are un motiv. Omul va spune, am avut mai multe prorocii și nu s-au împlinit. Altul spus, toți prorocii sau mai mulți proroci mi-au spus că mama o să trăiască sau tata o să trăiască, Dumnezeu îl va vindeca sau o va vindeca și după două săptămâni a murit. Și zice, din cauza asta eu nu mai cred. Fiecare om are un motiv, ascultă-mă. Pentru că un proroc sau doi sau cinci sau zece au greșit și n-au vegheat, tu nu trebuie să îți pierzi credința nici în Dumnezeu și nici în ce spune Scriptura. Că Dumnezeu trăiește. Și biserica lui există și biserica lui rămâne în picioare. Pentru că se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să dai de pământ cu un dar care lucrează și trebuie să lucreze în biserică pentru că cineva și-a bătut joc de darul respectiv sau a călcat în picioare sau l-a folosit în mod necorespunzător. Nu trebuie eliminat din cauza asta. Exact cum zici, dacă vreodată un predicator se descalifică și nu mai are dreptul să predice. Un predicator se poate descalifica și să nu mai aibă dreptul să predice. Păi dumneata nu zici, eu de acum nu mai ascult la niciun predicator. Nu spui lucrul ăsta? Ci zici, mă, îmi pare rău, ce păcat, ce pierdere, a fost un predicator bun. Nu mai pot să ascult la el. Domnul să aibă milă de el și să-l mântuiască, să-i mântuiască sufletul. Dar ascult la alții. Așa este și cu prorocia, dacă ai avut prorocii de eșec. Nu înseamnă că nu este prorocie. Sau nu înseamnă că prorocia trebuie eliminată. Noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească prorocii lui în continuare. Și oamenii să vorbească inspirați din Dumnezeu. Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu trebuie biserica să meargă în cealaltă extremă, pentru că oamenii au avut eșecuri. Și știu că au fost. Păi dacă ați trăit în Biserica Pentecostală 20, 30, 40 de ani și ați ascultat sute și mii de prorocii, și mai ales și în România, dar și aici, și unele s-au împlinit și altele nu s-au împlinit, s-ar putea să zici că, mă, nu știu ce e asta sau nu mai trebuie să cred. Nu-i bine, nu-i bine. Să credem ce spune Scriptura. Scriptura spune că darul prorociei a fost dat pentru biserică. Și de ce? De ce e necesară prorocia sau descoperirile? De ce sunt? Care e necesitatea acestora? Prorocia adevărat, prorociile adevărate aduc lumină și ne încurajează asupra unor decizii. E adevărat că nu mai e nevoie așa de mult de prorocii care să repete ce scrie Biblia. Am înțeles, nu-i nevoie așa de mare, nu că nu-i nevoie.
Dar nu-i nevoie așa de mare, să mă înțelegeți, să repete ceea ce scrie Scriptura, dar e nevoie ca să ne dea o lumină și o călăuzire în luarea anumitor decizii. De multe ori putem să fim încurcați, putem să, nu neapărat să fim în stare de confuzie, dar sub stres, în frământare. Doamne, bine ce fac? Doamne, bună direcția asta? Doamne, asigură-mă! Doamne, ajută-mă să înțeleg 100%, mai confirmă încă o dată și poate Dumnezeu îți dă o dată, îți dă încă o dată și îți dă încă o dată confirmare. Lucrul ăsta mi s-a întâmplat personal în urmă cu câteva luni, la data din 19 mai, în Detroit, când am fost la o sărbătoare în Biserica Betel. Lucrarea a fost public în anul acesta, 19 mai, m-am uitat pe calendar. Dar nu a fost cum e o prorocie obișnuită. După ce s-a încheiat rugăciunea, unul dintre frați, dacă nu greșesc, ori este unul, ori este dirijorul corului, de acolo nu știu dacă au mai mulți dirijori, n-am vorbit foarte mult, n-am făcut prea multe investigații, dar l-am văzut că s-a ridicat și a dirijat corul, deci este unul din dirijori. Este unul din frații care a fost parte din grupul Bucuria. Și dacă mai ușor, ca să îl identificăm și să nu se supere că folosesc lucrul acesta, e fratele fără o ureche. Dacă țineți minte, în grupul Bucuria era un frate care nu are o ureche. Exact cum este eu, păstorul ăla înalt. Pentru unii care nu mă cunosc, cum mă cheamă, ce păstorul ăla înalt. Eu nu mă supăr pentru asta. După ce s-a încheiat o rugăciune, s-a ridicat în picioare și a spus pentru fratele Cornel, am un cuvânt din partea Domnului. Uitați ce mi-a vorbit Domnul. Și am avut înregistrarea, am rugat-o pe soția să mi-o pună în scris, înregistrarea, ca să mai meditez și să văd dacă mi se potrivește 100%, că acolo când auzi, când îi har, îi cercetare, da, e adevărat, dar după aceea vrei să o gândești la rece. Și ascultați o parte din, că mesajul a fost mai lung, a fost și doar pentru mine personal, a fost și pentru familie, dar ascultați o parte din mesaj care are de-a face și cu persoana mea, dar are de-a face cu biserica. Ascultați, te frămânți cu privire la un plan al unei lucrări, cu privire la poporul de unde faci parte. A spus Domnul, ți l-am făcut cunoscut, că-l iubești pe el. Căci cel rău nu va avea sorți de izbândă, oricât ar încerca și s-ar chinui să priceapă unele lucruri, nu va reuși. Se va face o așezare, o lucrare și vei avea o împlinire sufletească văzând că Dumnezeu te folosește în a așeza lucrurile pe viitor, cu privire la lucrurile pe care le vezi. Și nu sunt cum ar trebui, spune Domnul, că îți va da înțelepciunea cum să lucrezi și cum să le stivuiești, adică cum să le organizezi și să poți vedea cum Dumnezeu intervine și dă la o parte unele obstacole și încurcături, lanțuri pe care le pregătește cel rău în înaintare. Erai așa și vegheai și te uitai în popor și vedeai toate lucrurile din popor și erau lucruri de care nu erai mulțumit. Dar a spus Domnul să nu taci, să spui că ce autoritate ți-a dat Domnul. Eu am luat cuvintele astea și am zis, mă întăresc în credință, e o reconfirmare pentru lucrare, pentru biserică, pentru popor, pentru slujire și pentru mine. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, la decizii mari, la hotărâri mari, în viață, poate o dată, de două ori, de trei ori în viață, nu în fiecare zi. N-am înțeles că copilul care e cu biberonul, el în fiecare, doar la două ore îi trebuie mâncare, dar adultul poate să meargă și o zi și două și trei și trebuie hrană tare. O dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori sau de mai multe ori în viață, ai nevoie de o revelație din partea lui Dumnezeu, de o descoperire din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe când ai nevoie și tu trebuie să știi
când ai nevoie. Și atunci te rogi și zici, Doamne, acum am nevoie. Și dacă îți dă Domnul un cuvânt și o descoperire și o lumină, slăvit să fie Domnul. Domnul să binecuvânteze pe toți prorocii Lui. Prorociile ne întăresc credința și ne pregătesc pentru viitor. În vara anului 1994, eram în biserica veche, în clădirea veche, puțini frați care sunt cu noi aici, au fost acolo, dar au fost în 94, un număr bun de frați. Un frate din România, țineți minte că ne-a vizitat în clădirea veche și la încheierea slujbei s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, am un cuvânt din partea Domnului pentru biserica asta, vreau să vă spun că nu vor trece 5 ani de zile și locul acesta va fi neîncăpător. Domnul va vorbi, Duhul Sfânt va vorbi și de la răsărit, de la apus, de la miază zi și miază noapte, cârduri vor veni și vor face locul ăsta neîncăpător. Când am auzit, mai ales că în Arizona atunci nu se muta nimeni, oamenii plecau din Arizona, era o sărăcie, o lipsă, o căldură și iară mai multă căldură și iară sărăcie și lipsă, nu îl interesea pe nimeni de Arizona, ziceam, numai Dumnezeu, dacă Domnul a vorbit, lucrul ăsta se va împlini. Și l-am plinit nu în 5 ani, Domnul l-a împlinit în 3 ani de zile, dar mai puțin. Ba, cam în 3 ani de zile, că deja am început remodelarea și locul a devenit încăpător. Și în 95 a fost prima remodelare care am făcut-o, din 94. Într-un an de zile am început prima remodelare. Și apoi în 98, dacă nu greșesc, 99, nu vreau să încurc cifrele. Dar interesant, fratele care a avut cuvântul din partea Domnului, la urmă a zis, fraților, dacă lucrarea a fost de la Domnul, se va împlini. Dacă n-a fost de la Domnul, dumneavoastră o să ziceți, cum ai fost din un frate pe aici din România care a vorbit și el în plus de la el. Dar dacă se va împlini, voi o să știți că Domnul a vorbit și voi să lăudați numele Domnului. Nici n-a încercat să ne convingă sau știu eu să ducă muncă de lămurire. Le-a pus în mâna lui Dumnezeu, l-am apreciat deosebit de mult și am zis, dacă Domnul a vorbit, așa va fi. Dar Domnul ne-a testat credința că după câteva luni de zile au plecat 4 familii din biserică. Și noi eram 20 de familii, asta înseamnă 20%. Și am zis, Doamne, nu știu ce va fi. Păi a fost și altă lucrare care a zis că unii o să plece din locul ăsta și după aia o să vină. Și am zis, Doamne, cum suntem noi ca oameni. Prima parte se împlinește, partea rea se împlinește. Acum să vedem, să va împlini și partea bună. Fraților, când Domnul vorbește, Domnul duce la îndeplinire. Nu degeaba spune Apostolul Pavel tesalonicenilor, nu disprețuiți prorociile. Dar cum au ajuns oamenii să disprețuiască prorociile? Cum au ajuns? Simplu, că oamenii au greșit. Unii au prorocit și nu s-au împlinit, alții au prorocit din îndrăzneală, alții au prorocit numai ca să câștige ei credit și să crească ei în ochii fraților. Și din cauza asta unii au disprețuit. Lasă-mă cu prorociile. Exact cum sunt unii astăzi. Lasă-mă cu prorociile. Frați și surori, nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și luați ce este bun, spune Sfântul Pavel. Dumnezeu este Cel care a pus darul prorociei în biserică. Și Dumnezeu îl folosește după cum El vede că avem nevoie. Prorociile se dau și după nevoia și maturitatea credincioșilor din biserică. De aceea noi nu oprim prorociile și ne expunem riscul ca unii să greșească. Am mai spus și cu altă ocazie, sunt biserici care au zis, decât să avem prorocii false, mai bine să nu avem prorocii deloc. În biserica asta să nu prorocească nimeni. Au fost biserici care au luat atitudinea asta. Și frații au zis, mă, decât să fie risc, mai bine să nu fie deloc. Noi am zis invers. E ok să fie un pic de risc, dar vrem să vorbească Domnul. Că e mai bine să-ți ai un risc. E mai bine să-ți ai un risc, dar să dai loc și Domnului, ca Domnul să vorbească. Și când Domnul vorbește, este minunat. Noi ne rugăm ca darul profetic să se manifeste așa cum Domnul vede că avem nevoie. Dacă Domnul vede că avem nevoie mai mare, Dumnezeu va vorbi mai mult în felul acesta. De ce unii nu mai cred? Pentru lucrurile care deja le-am menționat. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui. Dumnezeu să binecuvinteze vasele de lucru din biserică. Cei care au vedenii, cei care au vise, cei care au descoperiri, cei care au cuvinte profetice din partea lui Dumnezeu. Ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Și Dumnezeu să ajute și ei să se verifice. Să se verifice ca nu cumva din cauza lor să se vorbească de rău darul și lucrarea lui Dumnezeu. Nu cumva din cauza unor prorocii greșeli omenești, numele Domnului să fie hulit sau tinerii să-și piardă credința. Noi ne încredem în Dumnezeul cel atotputernic și sfânt și dorim ca numele Lui să fie înălțat între noi. Amin. Aș dori să încheiem cu rugăciune pentru sufletele pierdute. Știu că unii poate să grăbesc, dar eu v-aș ruga să mai rămâneți. Nu vă mai țin, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Rog frații să proiecteze listele. Pe rând, un minut și jumătate o listă, nu două minute, un minut și jumătate un tabel. Vă rog și ne rugăm cu numele.